Bună seara, astăzi 12 aprilie, e undeva ora 7, apune soarele. Am venit să iau polenul la albinuțe. S-a liniștit, am intrat la loc. Mai am una care mă supără. Să văd ce polen au. Și să văd și cântarul. De două zile nu m-am uitat. Știu că a slăbit polenul. Da, ia să vede. Da, aduce la păpădie. Se vede, are și păpădie aici și pomi. E bine. 5 kg, 7 acolo strâng și astăzi. Lăsăm sus. Da, să văd și cântarul. Ia să vedem ce e. Ce zici cântarul? Ok. Un kilogram. Două. Tricolus la capăt. Mutăm. Deci avem 2 kg. Trei. Dar cred că și aici un kilogram. Nu e. Da, 3 cam 4. 5 6 kg. 6 kg în 2 zile. Ok. Deci cât au ajuns la 53. Cât se vede? 53. Da. De la 43. Adică n-am pus catul, 10 kg de duminică până astăzi vineri. Duminică am băgat caturile, deci luni, marți, miercuri, joi, vineri. În 5 zile 10 kg, deci 2 kg media la zi. E super, super mișto. Bine. Ca să nu udie aici la mine. Ok. Ia să vedem albinuțe este încat. Trebuie să fie chi seara, tot albinuțe acasă. E bine. Deci cântarul că am început să bagi nectar 10 kg. Bun. Ok. E bine. Am pus scoș polenul de acum. E... ce liniște. Doamne. Vine mai vreme, erau gălăgii aici. Da. O să filmez la urmă după ce scot, că mă pot scoate și să-și filmez. Oricum, iese ceva polen, dar puțin. Am avut maxim 20 kg de polen la zi, două zile, după care au scăzut la 15-10 și undeva la 7-5, între 5-7 kg pe zi acum. Dar o să fărească rapița. Nu știu cât se vede pe dealul ăla. Merg la gard aici un pic. Și am să măresc un pic să se vadă, poate se vede. Lanul de rapiță, uite acolo. Nu e mult, dar niște bucățele. Dar avem partea aia, dealul ăla, nu știu, bate soare, nu știu dacă se vede. Tot dealul ăla e rapiță acolo. Acolo am ceva rapiță. Nu știu, vreo 20-30 de hectare. Da, am să filmez când strâng polenul. Aici stupina veche am făcut gardul și aici un pic și am pus și pregătesc pentru nuclei. Acolo să am nuclei din perechere. Am să fac o cameră acolo cu spuncaturile. Treabă.
Da, mă apuc de colectat și o să revin cu filmarea după să văd în galeată cât se adună. Da, mai am un stop aici care nu i-am pus catul. Nu l-am verificat de o săptămână. Fata aici în zile, încă nu am pus catul la toți. Să văd care situația e, dacă-i trebuie. Vedem ce zice. Am băgat ramă la scurt. După un flash a lăsat un pic. Ce băga ceva în ele. Era mic cu siguranță a crescut. Deci cam urmează și el să vină cat. Îi mai lăsăm câteva zile și îi băgăm și lui. Da, oricum umfla ramele. Cu siguranță i-am pregătit aici gratea. Da. Ne uităm la unul. Mai am pe rândul ăsta, unul acolo. Are și piatră pe el. Să vedem care-i treaba. Deci, primul rând, doar unul n-a primicat, ăla de acolo atât. Ăla, că l-am verificat acum. Al doilea rând, am unul aici. Și atât. Și tot focat. Bun. Da, ia să vedem care treaba acolo. Doi. Ce pe screască și el. Ok. La fum în seara. De seama că se face cu mine. Da, uite, am scris în blocaturile. Bun, e bine. Albinare. Da, și mai avem unul aici. Și unul acolo. Nu vedem pe asta. Și că aici la fel erau niște. Mă uităm așa. Hai să iei slăbuți. Am și slup slăbuți. Bine. Trebuie și lui tatul, deci trebuie să pregătesc. Să vină și lor taturile. Să le pun. Și aici. Așa stupi fără carte. E verificat pe toți. Știu că am un slab, nu știu ce e problemă. Cred că asta e. Da. Trebuie să-i mai săbuți. Să vede. Ia să încă nu. S-a rămas în urmă, îl notez și ceva nu e în regulă. Oricum, el are albină. Toate rame. Cred că am băgat rame. Și avea 3 rame de puiet, atâta. Și am două, i-am dat două la crescut și lui. Deci era slăbuț. 3 rame. Celălalt s-a putut să facă 6. Și erau doar 3. Deci era... E problemă cu matca aici, cred. Vedem. Nu, tăi îmi schimbăm, nu-i problemă. Că mai apuc de făcut mătcuțe. Le schimb eu. Și ăsta e ultimul care nu-a primicat. Nu ăsta. Ăsta e roi. Ăsta, nu. Ah, un dadant acolo am. Ăla. Bun. Altceva. Polenul slăbuț în seară. Nu cred că am 4 kg, în fine, 3-4 kg acolo a ieșit. O baga nectar, mai mult, vă dați seama. Restul e ok. Da, o seară bună, vă doresc la toți și aici câte albine să are în față aici.
Te face să îi ridici plăcuță, dar nu, n-ai să vezi. Îți scoață. Nu îl schimbăm, că înfloiește, era că s-a încă nu înflorit. S-a îngălbinit un pic, dar încă nu înflorit. Când o să înflorească, o să mai adunăm ceva polen de la rapiță. Da. Pomii s-a prins toți. Am pus o livadă aici. A luat frunzuța. E ok. Am mieri, pieri, pruni. Acolo sunt toți pruni. Da. Asta e treaba. Sănătate și o seară bună, mai bine.